Transelectrica, companie care deține monopolul natural pe piața românească de energie electrică, a transmis o notificare către piața de capital prin care atenționează că acționarul majoritar, respectiv Ministerul Economiei, a solicitat distribuirea sumelor înregistrate în conturile rezultat sau în alte rezerve. În convocatorul publicat la bursă nu se menționează suma pe care o cere statul. Adorarea generală a acționarilor este programată pentru 14 decembrie. Printre companiile care au primit până în prezent cereri de distribuire a unor dividende suplimentare din partea acționarului majoritar, adică din partea statului român, se numără Romgaz, Nuclear Electrica, Transgaz și Transelectrica. Specialiștii cred că motivul reprezintă dorința de a atrage venituri suplimentare la buget pentru menținerea deficitului bugetar în limita a 3%. Romgaz, cel mai valoros emitent al statului de pe piața de capital, este chemat să distribuie 500 de milioane de lei, Nuclear Electrica 238 de milioane de lei, în timp ce în raportul Transgaz nu se menționează care este suma pe care trebuie să o pună la dispoziția acționarului majoritar.